Întâmpinarea Domnului este o sărbătoare creștină importantă, prăznuită la 40 de zile de la nașterea lui Iisus Hristos. Întâmpinarea Domnului este un praznic împărătesc și de această zi sunt legate multe tradiții. Întâmpinarea Domnului este o sărbătoare care comemorează momentul în care Hristos este adus la templu din Ierusalim de Fecioara Maria și de Iosif pentru împlinirea rânduielilor legii. După legea iudaică, la 40 de zile de la nașterea pruncului de parte bărbătească, mama acestuia trebuia să meargă la templu ca să-l închine lui Dumnezeu, cu gândul că din aceasta se poate ridica Mesia. Iisus Hristos se duce la templu împreună cu o pereche de turturele care trebuiau aduse jertfă lui Dumnezeu. Odată ajungi la templu, ei sunt întâmpinați de preotul Seimon și de prorocița Ana. Potrivit scrierilor bisericești, Simeon l-a luat pe prunc în brațe și, mulțumind Domnului, a zis: Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumina spre deosebirea neamurilor și slava poporului tău, Israel. În această zi, dreptul Simeon a trecut la Domnul. Pruncul a fost răscumpărat, după obicei, prin jertfirea celor două turturele de către părinții lui după trup, Iosif și Maria. Așa a rămas în cultul ortodox ceremonia prin care orice mamă creștină își duce copilul la biserică la 40 de zile de la naștere. Prin atestarea documentară a acestei sărbători se găsește în însemnările de călătorie ale pelerinei Egeria, care scrie că această sărbătoare se ținea prin anii 382-384 la Ierusalim, la 40 de zile de la nașterea Domnului. Obiceiuri populare și superstiții. În vreme ce credincioșii respectă întâmpinarea Domnului, în popor se ține Streneia sau Ziua Ursului, pentru că erau convinși că în această zi puteau căpăta ei înșiși puterea ursului. Oamenii se ungeau cu grăsime de urs pe 2 februarie și practicau acest ritual în special asupra copiilor. Bolnavii erau tratați în această zi prin afumare cu păr de urs. Se mai zice despre stretenie că este o zi rea cu multe ceasuri rele, iar cine se naște sau cine face nuntă în această zi va avea parte numai de necazuri și nu-i va merge bine. Strămoșii puneau schimbarea de vremii pe seama felului în care se comporta ursul, zi și el mare ori martin. În tradiția populară se consideră că în această zi, anotimpul rece se confruntă cu cel cald, sărbătoarea fiind un reper pentru prevederea timpului calendaristic. Se credea că dacă în această zi este soare, ursul iese din bârlog și văzându-și umbra, se sperie și se retrage, prevestind astfel prelungirea iernii cu încă 6 săptămâni. Din potrivă, dacă în ziua de stretenie cerul este înnorat, ursul nu-și mai poate vedea umbra și rămâne afară, prevestind slăbirea frigului și apropierea primăverii. Se mai spune că, dacă în ziua de stretenie este cald, atunci, în cursul anului va fi o vară călduroasă și îmbelșugată, iar dacă în această zi este frig, ger și viscol, atunci vara va fi friguroasă și neroditoare. Rugăciune scurtă de întâmpinarea Domnului. Tropar la praznicul întâmpinării Domnului. Bucură-te ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea.